Asociația Precious Little Feet din Oradea a organizat zilele trecute evenimentul intitulat Merit să lupți pentru mine. Principalul scop al întâlnirii a fost ca oamenii să mențină o dorință aprinsă de a lupta pentru viața copiilor nenăscuți în permanență, nu doar cu prilejul campaniilor derulate sub genericul 40 de zile pentru viață. De asemenea, organizatorii au dorit să faciliteze voluntarilor care s-au implicat în campania din toamna anului 2023 un prilej de a se cunoaște, de a relaționa și de a se ruga împreună, ne-a transmis Lidia Dan din partea Asociației Precious Little Feet. Cu ocazia acestei întâlniri s-a stabilit ca ziua de luni să fie o zi de rugăciune pentru viață la nivelul comunității voluntarilor organizației orădene. S-a discutat despre viitoare proiecte și metode de implicare în domeniul protejării vieții. Au fost împărtășite experiențe și mărturii. La evenimentul Merit să lupți pentru mine au participat peste 100 de persoane din toate zonele confesionale, iar locul ales, cetatea Oradea, a fost unul neutru. Alpha.